mai știți, fraților, că mine am rămas de la voi, n-am fost amenit. După ce am suferit și am fost bagiocorit în Filip, cum știți, am venit prin necredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se temează nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe bucurie. Și fiindcă Dumnezeu ne-a căzit fermi să ne încredințeze Evanghelia, căutam să vorbim așa ca să plăcem, nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată nu am întrebuințat vorbim ocolitoare, nici șamele cu ei. Martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la ție. Deși ca apostol al Hristos am fi putut să cerem cinste. Din potrivă, ne-am arătat blând în mijlocul vostru, ca o duică ce își crește cu drag copii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, am rugat să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scumpă ajunsă să rămâne. Vă aduceți aminte fraților de ostenirea și munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină niciuna din voi și vă propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu, de asemenea că am avut o putere sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți, iarăși, că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream să vă purtați într-un chip vrem de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și să vă sunt. De aceea mulțumim, fără încetare, lui Dumnezeu că atunci când a spumit cuvântul lui Dumnezeu auzit la noi, l-a spumit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum șese în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Căci, fraților, v-ați scăcat pe omele bisericilor lui Dumnezeu care sunt și toți Iisus în Iudeea. Pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceeași rele pe care l-au suferit ele din partea iudeilor. De aceștia au vrut pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrășmași tuturor oamenilor. Căci ne-au prins să vorbim neamul lor ca să fie mântuite. Ați venit totdeauna cu vârf păcatelor lor, dar au mai ajuns pe noi lui Dumnezeu. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu casa, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorință să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori, am voit eu, Pavel, ce puțin să venim la voi, dar n-am vedit pe Satana. Că cine este în adevăr, nădejdea sau bucuria sau până la semn de slavă, nu sunteți voi înaintea Domnului nostru, Iisus Hristos, a venirea lui, dar voi este slavă și bucurie.